Ajunge să te vaccinezi acum. Împreună învingem pandemia. Fiecare dată când merg pe strada Aurel Filimon, reușește să-mi capteze atenția prin stilul eclectic, frumusețe și liniștea pe care o emană. Mereu am simțit că este un loc în care poți sta tu cu gândurile tale, un loc în care te poți bucura. Așa și este, sau cel puțin așa l-am simțit eu. Sinagoga Status Quo Ante din Târgu Mureș a fost clădită acum 120 de ani. Comunitatea mică, dar extrem de primitoare de evrei din orașul transilvanean, a sărbătorit momentul atât de important pentru identitatea ei și a vrut să împărtășească totul cu cei dornici să cunoască o parte importantă a istoriei locale. În lumea spirituală evreiască, 120 este un număr cu foarte multe semnificații, e o cifră rotundă. Ea înseamnă, într-un fel, un moment care trebuie marcat pentru că nu știm ce ne aduce viitorul, dar oricum este un moment de referință când încă suntem aici, încă funcționăm, să sperăm că vom funcționa încă mulți ani de aici înainte. Anul 1850 a fost un an însemnat pentru comunitatea evreiască din zonă. Înăbușirea Revoluției de la 1848 a creat o nouă situație comunitară, socială, demografică și economică și a diversificat paleta confesională a orașului. Un recensământ al populației realizat de autoritățile austriece arată că în 1850 Târgu Mureșul avea 9.288 de locuitori de drept. Numărul evreilor era de 242 de persoane. În oraș locuiau efectiv 202 persoane. În 1857, un alt recensământ arată că Târgu Mureșul avea 263 de locuitori de religie iudaică, din care 27 locuiau la Podeni, zonă care astăzi face parte din oraș. La Sâncraiu de Mureș locuiau 97 de evrei, iar la Nazna 48. La nivel județean erau așadar 2381 de israeliți. După părerea mea, în Transilvania, cea mai mare comunitate a fost la Oradea, dar nu are mare importanță față de numărul de locuitori. Târgu Mureșul a avut o comunitate evreiască mare, ea a reprezentat cam 12-13%. În 1940 au fost 5400 de evrei în Târgu Mureș. Este un număr impresionant. Sigur, din păcate, războiul, emigrarea, scăderea naturală a populației, fiind vorba de oameni relativ în vârstă, cei care au rămas, avem un viitor care poate că provoacă un pic de neliniște, dar noi suntem optimiști. Membrii comunității evreiești povestesc că în timp cei mai întreprinzători s-au mutat în oraș, au cumpărat case și terenuri și au întemeiat afaceri, copiii au mers la școli și universități din Cluj, Budapesta, Viena, Berlin sau Breslau. În anii 80 a fost înființată o școală israelită confesională. Prima sinagogă mureșeană, despre care sunt cunoscute mai multe date, a fost construită de comunitatea israelită de la Nazna în 1785. Sinagoga ca și clădire nu este doar un imobil oarecare, este un locul care păstrează amintirea comunității locale, a tuturor celor care i-au trecut pragul și în practică este simbolul evreilor de pe aceste meleaguri. În 1850 începe construcția primei sinagogi din Târgu Mureș, pe strada Sâncraiu Mare, astăzi Călărașilor. Documentele atestă o a doua construcție pe strada Pieței de Păsări, mai târziu strada Școlii, iar azi Aurel Filimon. A fost folosită drept lăcaș de cult și școală până în 1860. Atunci a fost dărâmată, iar pe aceeași stradă a fost construită o sinagogă mai mare, care a servit enoriașilor până în 1928. Pe strada Biro a început atunci construirea unei sinagogi moderne, care a rămas neterminată și a fost demolată odată cu construcția Teatrului Național. Vorbim de o epocă care nu mai este aceea, cea dinainte de război, când într-adevăr sinagoga era centrul
comunității. Evreii veneau aici, se întâlneau, aveau comunitatea, avea o mulțime de activități și evreul se simțea dator să vină aici și să ia parte la viața comunitară. După 1868 s-au creat trei curente majore în lumea evreiască: ortodoxia, cu păstrarea tuturor tradițiilor, neologii sau comunitățile de rit apusean, care au introdus diferite reforme moderne, și status quo ante, care admite unele reforme promovate de neologie. Ultimii sunt cei care inițiază proiectul sinagogii mari. Deci clădirea a fost inițiată de către familia Baruch, care a vrut să fie o sinagogă proprie a facțiunii status quo ante. Trebuie să știți că în Târgu Mureș au fost două facțiuni: status quo ante și ortodoxă, deci religioasă. Pe teritoriul Imperiului Austro-Ungar au fost trei variante, au fost și neologii. La Târgu Mureș nu a fost. Deci am avut numai două variante. Impropriu la cei de status quo ante li s-a spus neologi. Nu erau neologi, erau status quo ante. Neologii, în primul și în primul rând, au introdus slujbele în limba maternă. Femeile aveau rol. S-a introdus orga, deci la celelalte nu. Status quo ante a preluat puțin, a fost mai, să spunem așa, mai a scăpat din chingile ortodoxiei, dar nu mult. Ca de exemplu, uitați-vă, n-am vorbit asta în fața publicului, femeile erau la etaj, dar etajul era făcut în așa fel încât nu este nici o bucățică de spațiu liber pentru că bărbații de la parter care se roagă nu cumva să vadă o urmă, un fragment de carne feminină, pentru că atunci rugăciunea își pierde rostul, vine erotismul. Este o clădire frumoasă. Încă în momentul construcției nu exista Palatul Culturii, nu exista primăria și era una din cele mai elegante clădiri din Târgu Mureș. A fost construită după planurile unui arhitect vienez, Gardner Jacob, și a fost construită foarte repede, având în vedere tehnica construcțiilor din acea vreme, nu existau măcar aleturi, și ea este neschimbată, practic tot ce este înăuntru, lemnărie, este aceeași ca în 1900, și este un lucru interesant să vezi că în 120 de ani ce bine s-au conservat aceste elemente, sigur, cu unele reînnoiri. Costurile construcției au fost calculate la 60.000 de coroane. Sinagoga status quo ante are 340 de locuri pentru bărbați la parter și 238 de locuri la etaj, care astăzi nu mai este funcțional. Pe fronton, deasupra rozetei, central, stă scris: casa mea va fi o casă de rugăciune pentru toate popoarele. A fost inițiată de familia Baruch și de președintele de atunci, Mendel Forcoș. Ei au donat bani, s-a făcut proiectul, Consiliul Orășenesc a adoptat proiectul și într-un an de zile, deci în 1899 s-a început, s-a pus piatra de temelie, în 900 s-a inaugurat în septembrie 1900, numai cu meșteri locași, și sublinez acest lucru, că Bernadi pe vremea respectivă, lui Bernadi îi plăcea să aducă muncitori și din alte părți. Nu! Aceștia au fost doar meșteri locali. S-a ridicat această sinagogă. Cel care a făcut planurile aparține unui arhitect vienez, Jacob Gardner, care a construit pe teritoriul Imperiului 18 sinagogi, din care mai astăzi mai stau în picioare 3. Și stilul este unul eclectic. Se regăsește stil maur oriental în partea estică, rozeta catolică la deasupra intrării, sus la pe cupolă, în cele patru colțuri ale cupolei se văd scoici, care sunt scoici care reprezintă simbolul barocului, iar la intrare niște ferestre pictate, geamuri pictate, care sunt specifice stilul în care au fost pictate. Stilului nou, Art Nouveau, Art Deco, care a pătruns din Europa, dinspre Europa de Vest, și a ajuns până în Transilvania, și la intrare se mai păstrează acele plăci comemorative puse în 1900, când s-a deschis sinagoga.
Dacă vreți să aflați istorisiri interesante și mai puțin știute despre comunitatea evreiască din Târgu Mureș și nu numai, Diamant Stan Gheorghi vă povestește cu pasiune despre poporul său în timpul turului micului muzeu de lângă sinagogă. Și acest muzeu este un vis al nostru mai de demult, care s-a realizat datorită unei donații a unei doamne, doamna Tușă, supraviețuitoare a Holocaustului și care trăiește și astăzi, are 95 sau 96 de ani. Deci cu donația destul de substanțială am reușit să deschidem acest muzeu. De ce? Am încercat să lăsăm un loc, să facem un loc în care să lăsăm amintire mureșenilor că odată și odată a trăit aici o comunitate care a fost ca alte comunități cu părțile ei pozitive și negative, care a iubit, a urât și a declarat dragoste ca toți ceilalți și care astăzi este pe cale de dispariție. Și atunci ne-am gândit că sinagoga sperăm să rămână. Casa de cultură evreiască, unde a fost cinematograful Progresul, care a fost inițial Casa de cultură evreiască, sperăm să se mențină. Și atunci am vrut un loc în care, prin exponate, să rămână ceva din spiritul, din sufletul nostru. Asta a fost scopul pentru care am creat acest muzeu. Avem fotografii, avem exponate palpabile, adică nu-s palpabile, ar fi palpabile dacă nu ar fi sub sticlă. Avem, de exemplu, avem sul de Tora, după câte știu eu, nu știu dacă în țară mai este expusă undeva. Avem un arătător de Tora, avem Cartea Esterei, avem un volum din Talmud, avem o parte, o bucată din sinagoga de lemn de la Nazna, poate cel mai de preț obiect din acest muzeu. Avem o machetă deosebită în care redăm partea Mureșului locuită în preponderență de evrei, preponderent de evrei. În lagărele naziste au pierit aproape 6.000 de evrei din Târgu Mureș. Treptat, treptat au apărut legile restrictive. Numerus clausus, numerus nullus, interdicția de a avea angajați, interdicția de a avea radio, de a avea biciclete și așa, treptat, treptat, viața a fost din ce în ce mai constrânsă. Ei, și a venit luna aceea, deci trebuie să știți că pe 19 martie, în Budapesta, puterea a fost preluată de sală și cei cu crucile îmbârligate, deci partea, varianta maghiară a nazismului german. Și atunci a venit Eichmann și s-a pus în practică soluția finală de dispariția evreilor. Și atunci s-au peste tot în satele, localitățile din Ardeal sau orașele mari, s-au făcut planuri pentru ghetoizare și pentru transportul lor. Între timp, bărbații plini de forță erau duși în taberele de muncă forțată, cum i-a fost taică mea, care a fost și în Serbia, a fost și în Ucraina, deci bărbați. În lagărele de concentrare au fost femeile, copii și cei în vârstă. Au fost adunați în două ghetouri aici în Mureș. Cu siguranță două ghetouri, unul mai mare era pe locul în care acum este Universitatea Dimitrie Cantemir, celălalt era un obor în 7 noiembrie, Revoluției, cum se numește acum. Și de acolo au fost duși peste 7.000 de oameni din oraș și din împrejurim. Trebuie să vă spun că peste 7.000 de oameni au fost strânși din oraș și din satele învecinate, chiar și din Mădurei Secuiesc. Reghinul nu. Mama a fost dusă de la Reghin. Acolo a fost un ghetto separat. Noi am avut datorită acestui domn Schwarzlazar o listă precisă a celor deportați. De ce? Domnul Schwarzlazar a fost exceptat de la deportare pentru că a fost erou de primul război mondial și a pierdut o mână. A fost exceptat de la deportare. Și el a făcut o listă destul de exactă a evreilor deportați. Pe străzi, vârstă, nume. Și noi am avut această listă. Am pus-o pe internet, am făcut-o și după aceea când am primit bani am zis hai să facem ceva în favoarea acestei liste pe care am. Și iată, așa s-a născut bacheta. Este prezentă mai ales cartierul, este prezent mai ales cartierul locuit de evrei, de care aici suntem noi. Acolo este Nazna, de care v-am povestit, de unde intră evreii după 1850 în oraș. Și sunt străzile locuite de ei.
Aici este centru, biserica ortodoxă, catedrala ortodoxă, palatul culturii și așa mai departe. Nu trebuie să vă spun, bărbații, între cum suntem la 4, bărbații pleacă la, sunt duși la taberele de muncă forțată, femeile, cei în vârstă, bolnavi, sunt adunați în ghetouri, au fost 3 ghetouri în oraș și în mai, sfârșit de mai și început de iunie, 3 transporturi duc pe evrei la Auschwitz. Și atunci putem să spunem, luminile s-au stins. Cel mai de preț obiect este acest ceașapte. Nu ne aparține nouă, aparține unei doamne din județul Sălaj, care a decedat între timp. Dar de ce este interesant? Ea a fost dusă la Bergen-Belsen. Când au venit și a fost eliberată, a avut la 23 de ani a avut 27 de kilograme. Imediat a fost internată la Revier și de acolo a adus acasă acest ceașapte care este ștampil la Bergen. Odinioară neîncăpător, astăzi lăcașul de cult, rămas aproape neschimbat de când și-a deschis porțile în anul 1900, mai primește la rugăciune doar 80 de evrei și familiile lor. Avem în evidență 170 de membri, dar o mare parte din ei sunt membri de familie care nu sunt evrei. Noi nu avem nevoie, sigur avem nevoie de evrei, dar nu așteptăm minuni. Noi dorim să avem prieteni și cu acești prieteni dorim să lucrăm împreună. Înainte de Holocaust, în România erau peste 2000 de sinagogi. Au supraviețuit perioadei Holocaustului și ulterior regimului comunist mai puțin de 100, din care mai sunt astăzi în picioare undeva în jur de 80. Și cu toate presiunile care s-au făcut pentru renunțarea la acest obiectiv, am considerat întotdeauna că sinagogile, fiecare sinagogă, are un rol central în viața fiecărui evreu din România. Cu toate că amintirile sunt la fel de vii și dureroase și astăzi, membrii comunității evreiești găsesc puterea să zâmbească, mai ales în momentele de sărbătoare. Aniversarea a 120 de ani de la inaugurarea Sinagogii Mari a adus la Târgu Mureș reprezentanții ai comunităților evreiești din toată țara. We are in a holiday Sukkot. Suntem în sărbătoarea de Sukkot. This is the only holiday what is written in the Bible, Vesamachta Behageha. You have to be happy. Este singura sărbătoare despre care se scrie în Tora că trebuie să fii fericit. So we shall sing together a small song, a small song. O să cântăm împreună un mic cântec, un scurt cântec. Ine matovu manayim shevet achim gam yachad. If we are not feeling together, it's not good. Dacă nu simțim împreună, nu e bine. Ine matovu manayim שבת אחים גם יחד הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד הנה מה טוב שבת אחים גם יחד De 20 de ani mă pregătesc să vin la Târgu Mureș. De 20 de ani doresc să văd sinagoga din Sfânt Târgu Mureș, pentru că i-am cunoscut pe membrii comunității Târgu Mureș. Mi-am cunoscut prietenii. Mă iertați că sunt emoționat și că astăzi, împreună cu dumneavoastră, pot să fiu alături la această deosebită sărbătoare. De fapt, este sărbătoarea comunității. Comunitatea servează acest loc minunat. Nu am știut cât este de frumoasă această sinagogă. Fiecare om înțelege sinagoga într-un mod diferit, dar cred că pentru orice evreu, sinagoga este mai mult decât un simplu lăcaș de cult. Este locul pentru mulți din ei și pentru mine, care sunt tânăr, este locul în care și-au început viața, în care s-au format primele prietenii, este locul în care au învățat. Prin tradiție, în sinagogi erau organizate cursuri de limbă ebraică sau de limbă yidiș, în funcție de zona din țară. Era un loc al culturii, dar mai ales era locul unde te întâlneai cu ceilalți membri ai comunității. Deși pentru fiecare are un alt sens,
pentru evreii din țară și nu numai, sinagoga este acasă. Ce înseamnă viitorul comunității evreiești în Târgu Mureș și în România? Încercăm să reînviem această viață comunitară. Cum anume? De exemplu, având proiecte comune, cum este muzeul, având această comemorare și alte evenimente, concerte, sala sinagogii, sinagoga care are o foarte bună acustică. Muzica înnobilează orice loc, dar când acel loc deja transmite atât de multe, atunci când se întâlnesc, se întâmplă liniște și fericire. În Sinagoga Mare s-a auzit din nou, așa cum se cuvine la ceas de sărbătoare, Hava Nagila. Există necunoscuți în România care știu fiecare piatră, fiecare apă, loc, nume, poveste. Creiere care respiră inteligență, educație, viitor. Există oameni în România care știu ce vorbesc. Să arăți bine când ești deștept. Să învață la școală. Câștigă România. De luni până joi, de la ora 20, la TVR2. Cu emoție și speranță, ești gata pentru o nouă aventură. Hai și tu în cea mai mare clasă. La școala fără note, fără catalog, doar cu bucurie, cu pasiune, cu cei mai buni profesori și cu tine. Vino la Teleșcoală! Teleșcoală, sezon nou. De luni până vineri, la TVR2. Frumoase zile au fost, când visele aveau un rost, și când iubirea mea m-a însemnat ceva. De România mea, cu Paul Surugiu Fuego, duminică, de la ora 15, la TVR2. Vacanța nu se termină niciodată. În sufletul tău, în amintirile tale, în planurile pe care le faci în fiecare zi, pune cap compas și continuă să visezi. Locuri, lucruri, oameni, clipe, lume, viață. Cap Compas. Destinații noi într-un sezon fantastic. Sâmbătă la prânz, la TVR2.
Mi-e dor de mers pe stadion cu tata și de întunericul plin de râsete al sălii de cinema. De răsărit pe plajă mi-e dor. Mi-e dor de împreună. Alege să te vaccinezi acum. Împreună învingem pandemia. Durerile de spate, durerile de genunchi pot fi cauzate de funcționarea improprie a articulațiilor și ne pot afecta mobilitatea. Nou, Genacol Plus, combinația optimă de colagen și glucozamină plus vitamina C pentru funcționarea normală a articulațiilor. Genacol Plus, acesta e un supliment alimentar. Citiți cu atenție ambalajul. Oferă imunității tale de 3 ori mai multă protecție. Vino la Catena. Luna aceasta, Molekin Immuno 30 de comprimate costă doar 25 de lei și 90 de bănuți. Farmaciștii Catena știu cum să te ajute. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Nu lăsa durerile să te oprească, fie că sunt reumatice, dureri de spate sau dureri articulare și musculare. Oprește-le tu pe ele. Biofen Extra, prin combinația sinergică dintre ibuprofen și paracetamol, are acțiune dublă împotriva durerilor puternice și începe să acționeze în 10 minute. Biofen Extra. Extra putere contra durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. De 100 de ani investim în viitor. Biofarm. Când am făcut prima oară supa crema de legume pentru fiul meu, s-a laudat la toți prietenii. Astăzi vine la prânz cu ei pe nepregătite, așa că apelez din nou la Gran Cucina. Intră pe hulalagrancucina.ro și poți câștiga. Menține sănătatea căilor respiratorii superioare și a sistemului imunitar. Septosol cu albastru de metilen. Superputerea vocii tale. Asta e promoția de Cotnari. Cumperi produse Cotnari de minimum 40 de lei, înscrii bonul pe cramelecotnari.ro și poți câștiga vouchere de vacanță, carduri cu bani și multe sticle de spumant. Pentru noul an, tu îți propui rezoluții, Cotnari are soluții. Și pe mine începe să mă doară în gât. Strepsils miere și lămâie, care calmează durerea în 5 minute. Recunoașteți durerea. Strepsils intensiv sau Strepsils miere și lămâie. Deși an de an e aceeași sărbătoare, avem moduri diferite de a-i da Crăciunului savoare. Unii pregătesc cea mai frumoasă scrisoare, alții o ruladă cu hohland îmbietoare. Unii și-au tot timpul să admire o ninsoare, alții nu mai au răbdare. Unii fac decorațiuni improvizate, alții platouri atent decorate. Sunt multe feluri de a savura ceva bun, însă doar unul e gustul de Crăciun. Hochland, bucuria gustului. De la o generație la alta, mesele românilor s-au schimbat. Însă simptomele asociate deficitului de bilă au rămas aceleași. Durere, greață sau gust amar. Și astăzi, Colebil te ajută să păstrezi bucuria de a împărți mesele cu cei dragi. Administrat după masă, Colebil pune bila pe picioare. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. De 100 de ani investim în viitor. Biofarm. Descoperă Sanobond, săpunul odorizant pentru vasul toaletei de la Sano, ce curăță, oferă strălucire și colorează apa la fiecare utilizare. Încearcă și tu și bucură-te de prospețime pentru mult timp. Alegeți parfumul preferat. De restul se ocupă Sanobond. E vreo problemă? O rezolvă Sano. Arsură, durere înțepătoare.